Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Victoria Petraru și vă prezint Ora Știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. S-a scumpit uleiul de floarea soarelui, dar și mai multe dintre produsele alimentare de bază. Cum comentează producătorii agricoli și experții economici, creșterea prețurilor, vă spunem în jurnal. În municipiul Orhei va începe construcția unui nou cartier de la zero. Ce a determinat autoritățile să demareze proiectul inedit și cum va arăta noul cartier, aflați în reportaj. Ghinion pentru o șoferiță din capitală, un stâlp a căzut peste automobilul ei strivindu-l. Cum s-a întâmplat și ce detalii despre incident au aflat reporterii noștri ajunși la fața locului, vă spunem în jurnal. Caz șocant în regiunea transnistreană, un soldat în termen a încercat să se sinucidă cu arma din dotare. Detalii vă spunem la știri. Seceta și consecințele pandemiei din acest an își pun amprenta pe prețurile produselor alimentare. Agricultorii care până acum au cerut ajutor din partea statului, insistând pe un suport financiar, acum sunt nevoiți să majoreze prețurile la semințe. Astfel, costul unui kilogram de semințe de floarea soarelui practic s-a dublat față de anul trecut și a ajuns la aproape 9 lei. La rândul lor, și producătorii de ulei de floarea soarelui au majorat prețul cu aproape 15%. De la începutul acestei toamne, prețurile la semințele de floarea soarelui sunt într-o continuă creștere. Astfel, în prezent, un kilogram de semințe costă aproximativ 8 lei și 50 de bani. Agricultorii spun că sunt nevoiți să majoreze prețurile pentru a compensa cumva pierderile din acest an. Pricina, конечно, не урожай, само собой. Prima cauză este roada puțină din acest an, a doua este pandemia, iar a treia este seceta care a afectat nu doar Moldova, dar și întreaga regiune a Mării Negre. Oricum, piața se orientează la prețurile din țările vecine, Ucraina și România, unde costurile sunt practic aceleași. Chiar la noi aș spune că ar fi un pic mai ridicate. Reieșind din prețurile la materia primă, întreprinderile care produc ulei de floarea soarelui din luna octombrie au ridicat prețurile la acest produs cu aproximativ 15%. Totodată, reprezentanții întreprinderilor de fabricare a uleiului spun că nu sunt excluse și alte scumpiri. Fermierii spun că situația în sectorul agricol nu pare a fi una optimistă, iar pentru o stabilitate în domeniul politicii prețurilor este necesară o abordare complexă cu implicarea statului. Cel mai puțin are de câștigat din majorarea prețurilor producătorul agricol, fiindcă mereu intermediarii câștigă mai mult. Eu cred că trebuie să mergem pe o altă cale ajutând agricultorii să se pună pe picioare pentru că procesul de lucru să fie la nivel, să fie implementate tehnologii noi pentru a crea stocuri, atunci prețul pe piața noastră, mică de desfacere, va scădea de la sine. Reprezentanții de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nu ne-au răspuns la telefon pentru un comentariu. În prezent, pentru un litru de ulei de floarea soarelui comercializat în magazine, cumpărătorii sunt nevoiți să scoată din buzunar de la 23 până la 26 de lei. În ultima lună, prețurile la produsele alimentare au crescut cu 4%. Scumpiri, dar nesemnificative, au fost înregistrate la mărfuri și servicii. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică, care informează că în luna octombrie, inflația anuală a constituit 1,56%. Experții economici susțin că scumpirile au fost cauzate de seceta din acest an, dar și de criza pandemică, care i-a determinat pe oameni să golească rafturile magazinelor din frica de a nu rămâne fără provizii pentru iarnă. Comparativ cu luna septembrie, în octombrie prețul la fructele de livadă a crescut cu peste 26%, iar la roșii cu aproape 19%. Ouăle de găină au fost mai scumpe cu aproximativ 12%. În aceeași perioadă, cetățenii au plătit cu 7% mai mult pentru kilogramul de castraveți și dovleci. Și prețul la uleiul de floarea soarelui s-a majorat cu 4,4%, iar la făina de porumb cu 1%. De asemenea, laptele și produsele lactate s-au scumpit cu aproape 1%, în special brânza din lapte de vacă, laptele integral și smântâna. Expertul economic Gheorghe Costandachi ne-a explicat că aceste majorări sunt înregistrate pe fondalul secetei din acest an, care a redus volumul recoltelor, dar și al crizei create de pandemia de coronavirus.
criza pandemică, care a dat peste cap și producția, dar și reducerea procurierilor. Iar ulterior, când s-a deschis tot, lumea iar a început să se alimenteze, s-a început să-și facă rezerve pentru iarnă, pentru perioada rece a anului, dar și pentru a acoperi unele amenințări, unele riscuri, că lumea se teme, lumea a intrat într-o panică. De asemenea, au fost înregistrate reduceri nesemnificative de prețuri la fructele și legumele de sezon, în special citrice, cartofi și varză. Amintim că marți, cel mai mare combinat de panificație din țară a scumpit prețul la unele produse, iar un producător din Bălți a majorat costul pâinii cu până la 50 de bani. Menționăm că Moldova rămâne la coada clasamentului european al puterii de cumpărare. Cel puțin așa arată datele unui studiu realizat de compania internațională GfK, care clasează țara noastră la sfârșitul topului format din 42 de țări cu cel mai mic venit, fiind depășită doar de Ucraina. Alți 1115 moldoveni au fost testați pozitiv cu noul coronavirus după procesarea peste 3600 de teste. Printre cei care au luat infecția sunt și 61 de lucrători medicali. Astfel, de la începutul pandemiei, peste 84.700 de oameni s-au îmbolnăvit. Datele prezentate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale mai arată că alți 20 de bolnavi s-au stins în urma complicațiilor provocate de COVID-19, iar peste 1200 s-au vindecat. Astfel, numărul total al deceselor a ajuns la 1950, iar cel al persoanelor vindecate este de aproximativ 66.100. Președintele României, Klaus Iohannis, susține că va fi extrem de atent la alegerile de duminică desfășurate în țara noastră pentru a se asigura că viitorul Moldovei va fi decis de votul cetățenilor. Declarația a fost făcută la o conferință transmisă presa locală, în care liderul de la Cotroceni a mai menționat că s-a bucurat de rezultatele obținute în primul tur de scrutin de candidatul PAS la prezidențiale Maia Sandu. M-am bucurat să văd în turul întâi un vot al cetățenilor pentru candidata Maia Sandu, fiind un vot în favoarea unei evoluții democratice ireversibile în Moldova. Am subliniat mereu că drumul spre Europa e unul al progresului cu reforme în justiție. România va continua să sprijine Republica Moldova în eforturile sale de modernizare. România a investit dezinteresat în infrastructură, școli, spitale, în folosul direct al cetățenilor, a declarat Iohannis potrivit Digi24. Deputatul Elena Bacalu s-a retras din grupul parlamentar Pro-Moldova și a aderat la Platforma pentru Moldova, din care fac parte foști democrați și deputații ai partidului Șor. În cererea depusă la Parlament, Bacalu a indicat că își va continua activitatea în calitate de deputat neafiliat. Astfel, din Platforma pentru Moldova, creată la sfârșitul lunii trecute, fac parte 15 membri ai legislativului. Este vorba de Sergiu Sârbu, Ruxanda Glavan, Eleonora Graur, Grigore Repeșciuc și Corneliu Padnevici, care anterior au părăsit grupul Pro-Moldova. Săptămâna trecută, acestora li s-au alăturat cei 9 deputați ai partidului Șor. Pavel Filip, cel care pe parcursul anilor a distrus întreprinderea, privatizat bunurile statului și a făcut bani din afaceri cu statul, nu are niciun drept să dea lecții de morală și să discute treburile politice. Declarația aparține președintelui partidului politic Șor, Ilan Șor, și a fost făcută în contextul în care liderul PDM a declarat că Ilan Șor se află în spatele creării Platformei pentru Moldova în Parlament, venind și cu o serie de acuzații asupra formațiunii politice. Într-o intervenție video, Ilan Șor a declarat că, în calitate de politician, Pavel Filip nu a făcut nimic decât să distrugă partidul care i-a fost încredințat și a făcut târguri în interes personal. De aceea, în opinia deputatului, Filip nu are dreptul să vorbească despre stat și nici despre politică. Haideți să spunem cine este Filip.
Să ne amintim cine este Filip. În primul rând a furat întreprinderea Tutun CTC, apoi fiind directorul registru și ministrul tehnologiilor informaționale, toate clădirile le-a transferat sub egida ministerului și până astăzi câștigă bani pe contul statului. El pur și simplu a privatizat cu bănuți tot ce a putut. Ilan Șor mai spune că din cauza acțiunilor lui Filip, fracțiunea PDM formată din 29 de deputați este de 3 ori mai mică. Totodată, președintele partidului Șor este de părere că în cazul alegerilor parlamentare anticipate, PDM nu va mai ajunge în legislativ. Vă vedeți rating. Din partii, dumneavoastră vedeți ratingul Partidului Democrat pe care Pavel Filip, prin administrarea sa genială, l-a adus sub 1,5%. Este o mare rușine. Filip, cu ratingul tău, cu neîncrederea oamenilor, nu ai dreptul să dai lecții de morală nimănui, în principiu. Prin urmare, recomandarea mea pentru tine este să te așezi și să te calmezi. Ai făcut tot ce ai putut în politica moldovenească. Ți-ai distrus partidul până la capăt. Astăzi, Filip, ești pe tușe, așa că așează-te, calmează-te și așteaptă-ți ceasul. Solicitat de noi, purtătorul de cuvânt al PDM, Stella Nistor, a declarat că liderul PDM a luat decizii corecte și merge înainte cu altfel de politică. În 2021, în municipiul Orhei va începe construcția de la zero a unui nou cartier. Astăzi, președintele partidului politic Șor, deputatul Ilan Șor, a prezentat proiectul zonei rezidențiale, care va fi amplasată pe o suprafață totală de 24 de hectare și va include blocuri de locuit, un hipermarket imens, obiective de business, finanțe și social-culturale. Potrivit lui Ilan Șor, acest proiect este o premieră pentru Republica Moldova. Proiectul viitorului cartier al Orheiului a fost prezentat într-o proiecție arhitecturală în format 3D pe teritoriul unde va fi construit. Într-o intervenție live, Ilan Șor a declarat că realizarea acestui proiect este o premieră pentru Moldova. Viitorul cartier va fi construit și amenajat conform celor mai moderne tendințe arhitecturale. Zona rezidențială va fi formată din două tipuri de construcții locative, 8 blocuri locative moderne în 5 nivele și aproape 60 de locuințe de tipul townhouse în două nivele. În total vor fi construite peste 60.000 de metri pătrați de spațiu locativ. Noul cartier va avea o piață municipală modernă cu parcare auto, un hipermarket, oficii de business, sediul unei bănci, obiective de menire social-culturală, centru de educație și creație pentru copii, centru medical și de diagnostică. Acest proiect este unicul care în ultimii 30 de ani de independență, când în Moldova nu se distruge un cartier, dar se construiește un centru raional. Partidul Șor este partidul care astăzi construiește Orheiul, dar mâine noi vom construi toată țara. Vicepreședintele Partidului Șor, deputatul Marina Tauber, a menționat că echipa formațiunii va arăta prin acest proiect de la Orhei cum trebuie să arate o capitală. O să fie un cartier cel mai modern, cu siguranță, care nici nu este visat în capitala noastră. Și cu siguranță noi o să devenim concurenți și orașelor din Europa. Potrivit primarului de Orhei, Pavel Verejanu, nu există deocamdată o denumire a viitorului cartier. În acest sens vor fi organizate audieri publice cu orheienii. Edilul a menționat că construcția viitorului cartier al orașului marchează începutul dezvoltării și mai rapide a Orheiului. Mă mândresc foarte mult că sunt primarul celui mai frumos oraș din Republica Moldova și că fac parte din echipa lui Ilan Șor. Dumneavoastră ați văzut, din 2015 încoace a început dezvoltarea municipiului. Locuitorii din Orhei au rămas uimiți de cele văzute și spun că așteaptă cu nerăbdare darea în exploatarea complexului. Așa aș vrea și eu să trăiesc în acest cartier, aș vrea și eu numai decât. Asta e o mândrie și pentru țară, orașul Orhei va deveni mai frumos.
Orașul Orhei cunoaște o dezvoltare rapidă, mai ales după 2015, când la primăria Orhei a venit echipa reformatoare a lui Ilan Șor. Un raport al Biroului Național de Statistică arată că, în 2019, raionul Orhei a devenit lider pe țară la ritmurile de dezvoltare economică. Evoluția spectaculoasă se explică, în primul rând, prin dezvoltarea municipiului Orhei, unde în ultimii 5 ani s-a înregistrat un adevărat boom infrastructural și economic. La nivel de raioane, în Orhei se înregistrează cel mai mare salariu mediu pe economie. Numărul doritorilor de a-și procura o locuință în municipiul Orhei a crescut în ultima perioadă cu 30%. Cel puțin asta arată statisticile agențiilor imobiliare din municipiu. Motivul ar fi, spun specialiștii în domeniul pieței imobiliare, schimbările și proiectele care au fost implementate aici în ultimii ani. Elena Dombrovski, în vârstă de 25 de ani, originară din Orhei, după ce a absolvit Facultatea de Filologie și Limbi Moderne a Universității, a decis să revină în orașul de Baștină pentru a-și face o carieră. Astfel, de 2 ani, tânăra activează la Liceul Teoretic Alecu Rousseau, în calitate de profesoară de limba engleză. Elena ne-a spus că familia, dar și schimbările care s-au produs în oraș în ultima perioadă, au determinat-o să revină la Orhei. La sigur, când eram încă în anii studenției, aveam gândul de a pleca, însă, văzând că în orașul acesta se dezvoltă foarte bine, am decis să revin înapoi, pentru că îmi place foarte mult atmosfera de aici, liniștea, totul ce se creează atât de frumos. Tânăra specialistă spune că niciodată nu și-ar dori să plece din orașul său natal. Încă fiind pe băncile acestei școli, mi-aduc aminte cu câtă admirație îmi priveam profesorii. Revenind, ei m-au primit cu căldură, sfaturi. Sunt foarte mândră că locuiesc în acest oraș și muncesc aici. Și orheienii spun că apreciază schimbările din orașul în care trăiesc. Aș vrea toată Moldova să înflorească așa cum înflorește Orheiul. La fel, Orheiul e foarte super, foarte bine, foarte curat. Ne mândrim cu așa oraș. Potrivit agențiilor imobiliare, în municipiul Orhei, în ultima perioadă a crescut numărul solicitărilor pentru cumpărarea unei locuințe. Și având în vedere proiectele de învergură sau proiectele mari care au fost inițiate și în rezultatul multor proiecte care au fost desfășurate de către autoritatea publică locală, deci au crescut cu circa 30% cererea clientelor față de apartamente. Înregistrăm o creștere a numărului persoanelor care vin să locuiască în municipiul Orhei din alte localități, precum Telenești, Călăraș, Șoldănești, Rezina și din alte localități din raionul Orhei. În ultima perioadă, mai mulți orheieni plecați la muncă peste hotare revin cu încredere acasă. În municipiul Orhei se desfășoară proiectul Casa mea e Moldova, inițiat de liderul partidului Șor, Ilan Șor, în 2017, care are scopul de a aduce și a susține moldovenii reveniți acasă. Potrivit proiectului, fiecare cetățean care revine la Baștină beneficiază de mai multe indemnizații, facilități fiscale, scutiri la achitarea impozitului pe venit în primii 5 ani pentru cei care vor deschide o afacere, dar și alte beneficii. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul pentru un an de activitate. Edilul spune că are cu ce se mândri și a realizat chiar mai multe decât și-a propus. Acesta a mai spus că în următorii 3 ani va continua să fie în slujba chișinăuienilor. Mai bine de 2 ore, Ceban s-a lăudat cu zecele de proiecte pe care le-a demarat și o capitală care este în continuă schimbare. Primarul s-a referit la zonele de agrement care au fost amenajate și care sunt în plin proces, la străzile și trotuarele care au fost reparate de la zero. Potrivit lui Ceban, una dintre cele mai mari realizări ține de strada Albișoara, care este în reparație. Planul chiar nu credea că poate fi amenajată, modernizată, pentru că astfel de proiecte nu s-au realizat de mulți ani de zile în municipiul Chișinău, iar în contextul străzii Albișoara, peste 30 de ani de zile nu s-a intervenit absolut deloc. Potrivit lui Ceban, Chișinăul a căpătat un nou suflu după ce sute de panouri publicitare, multe dintre ele amplasate ilegal, dar și zeci de gherete au fost evacuate. Peste 1200 de mijloace publicitare scoase în acest an. Peste 800 de gherete și pavilioane evacuate în mai puțin de un an de zile.
Curățarea albiei râului Bâc și construcția unei noi stații de epurare la fel au fost trecute în raportul cu realizări ale edilului. Astăzi la stația de epurare pot sta liber. Și da, stația de epurare a fost revizuită în totalitate planul de activitate și până la finele anului viitor va fi dată în exploatare. Ion Ceban a preluat primăria capitalei după ce în turul 2 de scrutin al alegerilor locale din 2019 a obținut peste 52%, cu aproape 5% mai mult decât contracandidatul său, Andrei Năstase. Construcția parcărilor și renovarea subteranelor, reparația drumurilor, schimbarea sediului primăriei, dar și eliminarea mirosului urât emanat de stația de epurare. Sunt doar câteva dintre promisiunile lui Ion Ceban făcute în campania electorală de anul trecut, atunci când a devenit primar general. Noi am analizat programul său și am mers să vedem ce s-a făcut și ce a mai rămas încă nerealizat. Înarmat cu prezentări pe care le-a demonstrat de pe un ecran imens, Ion Ceban a făcut mai multe promisiuni electorale decât atunci când aspira la funcția de primar general al capitalei. Planul meu de bază pentru dezvoltarea municipiului pentru următorii 4 ani include crearea unei infrastructuri rutiere moderne, reconstrucția fondului locativ vechi, modernizarea tuturor instalațiilor de epurare și curățirea albiei râului Bâc. Din cele 4 promisiuni a fost realizată doar una, curățarea râului Bâc, dar aceste lucrări nu au fost realizate în totalitate. S-au efectuat lucrări pe o lungime de 2 km din cei peste 10 care trec prin Chișinău. Acum câteva săptămâni, la prima ploaie puternică, albia râului s-a revărsat și a inundat o bună parte a străzii Albișoara. Mașinile au plutit, iar pe alocuri apa s-a ridicat atât de mult încât unele automobile au rămas blocate în ploaie. Cât ține de infrastructura rutieră, capitala într-adevăr este un șantier. Mai multe străzi sunt reparate concomitent, lucru care duce la crearea îmbuteiajelor kilometrice. Totuși, deocamdată, niciun drum important nu a fost dat în exploatare. Mult criticata strada Albișoara se reconstruiește de luni bune și, deși trebuia deja să fie gata, primăria a decis să prelungească lucrările până la sfârșit de noiembrie. Asta după ce ploaia a scos în evidență unele lacune ce trebuie înlăturate, spunea anterior edilul capitalei. Reconstrucția fondului locativ și modernizarea sistemului de epurare la fel rămân promisiuni care nu au fost îndeplinite, chiar dacă Ion Ceban ne-a asigurat că în scurt timp nu va mai fi putoare în Chișinău. Obiectivul nostru este ca în acest an să nu fie miros urât în capitală. Facem tot posibil. Vara aceasta, duhoarea însă a învăluit din nou capitala. De la 3 dimineața până la 6 dimineața, de iuda că-ți schimbi fereastra la casă, bardac. E o rușine în veacul 21-ul să mirosim noi tete astea. Ceban a mai promis că va fi construit un drum de ocolire a Chișinăului cu o lungime de peste 60 de kilometri, care va trece prin 13 suburbii. Acesta miza pe descărcarea traficului rutier, astfel încât să scăpăm de ambuteiaje. Iată, aici au început lucrările automagistralei. Vara trecută, în acest loc, mișunau muncitorii și părea că lucrările se mișcă repede. Acum însă nu este nici țipenie de om și nu se știe când se va relua reconstrucția centurei. Costul lucrărilor a fost estimat la peste 200 de milioane de dolari, bani pe care primăria nu i-are. Acestea urmau să fie realizate cu suportul guvernului și a partenerilor externi. De asemenea, Ceban a prezentat proiectul parcărilor din Chișinău de mâine, în cadrul căruia a promis să creeze până la 4.000 de locuri în fiecare an. Parcările subterane, cele supraetajate sau de tip lift, așa și nu au apărut deocamdată. În schimb, au apărut evacuatoarele care scot mașinile lăsate în locurile interzise, în afara orașului. Acest lucru a strânit revolta șoferilor, iar firma responsabilă s-a văzut nevoită să pună activitatea pe pauză. Ce ține de pasajele subterane pe care acesta s-a angajat să le repare, lucru pare că a mișcat din loc, dar tot anevoios este. Trecerea de pe viaduct este singura care a fost reparată, însă rampa de acces pentru persoanele cu nevoi speciale este abruptă și periculoasă. O mână de ajutor a fost întinsă de Partidul Șor, care s-a angajat să reconstruiască încă o subterană aflată în ruine. Liderul formațiunii promite că aceasta va fi de nerecunoscut în scurt timp.
Sunt foarte fericit că avem această posibilitate să realizăm acest proiect. Chiar îmi face o plăcere deosebită. De asemenea, Ion Ceban a promis că va muta primăria în altă clădire, iar actualul sediu va rămâne un muzeu. Nici acest lucru nu s-a întâmplat, subalternii primarului tot aici vin la muncă, iar de strămutare s-a cam uitat. Și dacă e să tragem linia și să facem totalurile, constatăm că majoritatea promisiunilor rămân în aer. Totuși, Ion Ceban mai are la dispoziție 3 ani ca să-și continue programul, iar el se angajează din nou să-l ducă la bun sfârșit. Tatiana Rusnac, Iurie Rusu, Televiziunea Centrală și Orhei TV. Un peisaj frumos de toamnă riscă să se transforme într-o groapă de gunoi. Străzile capitalei sunt împânzite de mormane de frunze uscate, pe care responsabilii de la primărie întârzie să le evacueze. Asta deși angajații din cadrul asociațiilor locative spun că mătura adună regulat frunzișul. Oamenii acuză autoritățile că fac ordine doar pe străzile principale din Chișinău, în timp ce arterele secundare și curțile blocurilor de locuit se sufocă sub povara grămezilor de frunze. Mormanele de frunze stau la câțiva metri unul de altul pe străzile din centrul capitalei, iar coșurile pentru gunoi abia de se văd din ele. Oamenii spun că de câteva săptămâni nu au văzut pe nimeni să le strângă. Da, ele se fac mugil așa, și gata, nu, și nu văd să strângă, ca vedeți singuri. Și e tot loc așa. Același peisaj este și în sectorul Botanica, unde trotuarele și aleile au fost acoperite cu un covor de frunze, care se menține încă de la începutul toamnei, spun chișinăuienii. Nu îmi place și chiar când mergi cu copiii nu-i prea bine, dar ce să faci? Cred că nu sunt oameni suficienți să facă ordine. Aici nu face ordine nimeni. Ei le strâng la sfârșitul lunii octombrie, vine toată echipa, strânge frunzele și încarcă totul în tractor și le duc. Totuși, într-o curte a unui bloc de locuit din Bulevardul Traian am găsit doi muncitori care măturau frunzele. Ei ne-au spus că fac parte din cadrul asociațiilor de administrare a blocurilor și au grijă doar să le adune, iar angajații de la Spații Verzi sunt cei care ar trebui să le evacueze, însă, după spusele lor, aceștia nu vin regulat. Facem grămadă, urmă vin și le duc. Dar în cât timp? Asta la noi, poate 15 luni de zile, dar e tot vin târziu, așa, când se măchică mai mult frunzele, când deamnă se muntui de pe copac. Iar pe această femeie angajată de la Spații Verzi am găsit-o adunând gunoi de pe străzi. Întrebată de ce muncitorii nu intervin pentru a evacua frunzele, ea ne-a spus că puținii angajați ai întreprinderii municipale nu reușesc să se ocupe de toate. Erau și 40 în brigadă și 30, dar acum suntem cam puțin, 16-17. Strângem când ne dă comandă. Nu te de ziua, nu, doamne, că noi nu dovedim. Și directorul adjunct al întreprinderii Spații Verzi, Andrei Gafton, ne-a explicat că frunzișul este evacuat în măsura posibilităților. Frunzele se greblează în toate sectoarele acum, nu într-un moment cad frunzele și noi în același moment le colectăm. Este o procedură care este planificată zilnic de responsabil. Frunzele curate și fără gunoaie sunt transportate la platforma de compostare a deșeurilor, care ulterior sunt folosite ca îngrășământ. Pandemia de coronavirus și-a pus amprenta și pe activitatea întreprinderii de stat Lift Service. În acest an erau planificate lucrări de înlocuire a ascensoarelor vechi din mai multe blocuri de locuit din capitală. Însă banii preconizați n-au ajuns la destinație. Mai mult, uzinele de unde au fost cumpărate cândva instalațiile nu mai produc nici piese pentru astfel de tehnică învechită. În aceste condiții, maiștrii de la întreprinderea care deservește ascensoarele se descurcă cu forțele proprii. 80% dintre ascensoarele instalate în clădirile din capitală sunt mai vechi de 40 de ani. Deși termenul lor de exploatare a expirat de mult, chișinăuienii nu au de ales și le folosesc zilnic. Oamenii susțin că le este frică să urce în lifturile vechi, care au devenit periculoase, motiv pentru care ar trebui înlocuite urgent. Ascensorul nostru e din 1987, se defectează foarte des. Ți-e frică să urci în el, se clatină, te zguduie, te scutură. Ascensoarele prezintă un risc mare pentru viața, așa că trebuie să fie înlocuite la timp.
În mod normal, ascensoarele trebuie să fie supuse unei revizii tehnice de 2 ori pe lună, însă, din cauza faptului că în unele blocuri instalațiile se defectează des, mecanicii le verifică și de 10 de ori în decursul unei luni. Одна катушка на релюшке сгорела. A ars o bobină și mecanicul a înlocuit-o. Aceste releuri răspund de oprirea la etaje. Când oamenii apasă butonul jos, în funcție de ce buton este apăsat, este pus în funcțiune releul respectiv. Fiecare lift are peste 1000 de piese de schimb, iar reparația unora dintre acestea ar putea costa uneori și de 5 ori mai mult decât factura achitată de locatari pentru utilizarea ascensorului, susțin reprezentanții Lift Service. Anual, întreprinderea cheltuie în jur de 500.000 de lei pentru reparația instalațiilor. Practic, în fiecare lună ard câte 2-3 motoare. Pentru orice motoraj se cheltuie până la 4.000 de lei. Dacă locatarii plătesc câte 800 de lei pe lună, calculați cât cheltuim. Dar asta nu e tot. Piese de schimb pentru ascensoarele produse în perioada sovietică se găsesc tot mai greu, deoarece uzina din Belarus, de unde au fost cumpărate lifturile instalate în Chișinău, a oprit producția acestora. Astfel, Lift Service se descurcă cum poate. O parte dintre piese sunt produse în atelierul de reparații, altele sunt căutate în atelierele din oraș și procurate din banii întreprinderii. Acest motor e vechi de aproximativ 45 de ani. Astfel de motoare nu mai sunt produse deja de 25-30 de ani. Metalul se macină deja, dar nu avem altul. Stanciu mai spune că în acest an Consiliul Municipal Chișinău a anunțat că va aloca aproximativ 5 milioane de lei pentru înlocuirea unor ascensoare. Banii însă nu au ajuns încă în conturile întreprinderii. Am alocat acești bani spitalelor pentru procurarea echipamentelor de protecție, respiratoarelor și altor lucruri necesare, dar la anul vor fi alocați mai mulți bani, în jur de 20 de milioane. În prezent, în capitală funcționează 1931 de ascensoare care au deja mai mult de 26 de ani de când au fost date în exploatare. Ghinion pentru o șoferiță din capitală. Un stâlp de electricitate a căzut peste automobilul ei chiar în momentul în care circula pe stradă. Incidentul a avut loc în această dimineață în sectorul Buiucani al capitalei. În mașină se afla femeia în vârstă de 52 de ani și fiul ei, care a observat la timp pilonul care se prăbușea. Astfel au evitat o tragedie, dar s-au ales cu mașina avariată. Bărbatul susține că totul s-a întâmplat din cauza unui cablu care atârna. Acesta ar fi fost tras de mașină de salubritate, fapt ce a cauzat căderea pilonului. Din partea dreaptă, îl vedem cum el s-a pleacă și a strigat, apasă acceleratorul și a apăsat și nu s-a dovedit. Totuși s-a aninat mașina, a aninat. Șoferița din încă e în șoc. Cablul a aninat mașina de gunoi. A aninat cablul în care prezentă l-a tras și a căzut jos. Șoferul autospecialei în cauza a refuzat să discute cu noi. Toate circumstanțele în care s-a produs acest incident vor fi stabilite de poliție. Bătaie cu sfârșit tragic în satul Sămănanca din raionul Orhei. Un tractorist a fost atacat pe un câmp de doi bărbați în vârstă de 35 și 49 de ani, iar în urma încăierării unul dintre ei a fost strivit de mașina agricolă. Incidentul a avut loc aseară. Unul dintre bărbați a pătruns în interiorul cabinei tractorului, lovindu-l pe șofer cu pumnii, iar altul a rămas pe scara tractorului. În urma conflictului, șoferul tractorului nu s-a isprăvit cu conducerea și s-a inversat, iar prin urmare, bărbatul de 35 de ani a decedat la fața locului. Potrivit oamenilor legii, testul de alcoolemie a arătat că șoferul în vârstă de 65 de ani nu a urcat băut la volan. În cazul atacatorului, care a rămas în viață, alcool testul a arătat o concentrație de 0,74 mg per litru în aerul expirat. Cazul este investigat de poliție. Un soldat în termen care își făcea serviciul într-o unitate militară care păzește așa zisul Minister al Justiției din regiunea transnistreană s-a împușcat în cap cu pistolul automat pe care îl avea în dotare. Incidentul s-a produs marți seara în momentul în care tânărul de 19 ani stătea de gardă. Militarul a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Regional din Stânga Nistrului. Presa locală scrie că acesta a fost operat și acum se află în reanimare. Pentru moment nu sunt cunoscute motivele care l-au determinat pe tânăr să comită această faptă. O anchetă a fost deschisă pe acest caz.
Consiliul Audiovizualului a sancționat în cadrul ședinței publice din data de 10 noiembrie 2020 cu amendă în mărime de 5.000 de lei Media Resurse SRL, fondatoarea postului de televiziunea centrală, pentru încălcarea prevederilor punctului 4.1 litera B din condițiile la licența de emisie, prin care titularul licenței se obligă, în cazul reflectării campaniilor electorale și referendumurilor, să respecte prevederile codului serviciilor media audiovizuale, ale codului electoral, ale regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, aprobat de Comisia Electorală Centrală, și prevederile declarației interne privind politica editorială cu privire la reflectarea campaniei electorale, aprobată de Consiliul Audiovizualului. Precizăm că sancțiuni similare au fost aplicate și în cazul altor 12 posturi monitorizate pe perioada campaniei electorale. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu televiziunea centrală, urmează prognoza meteo. Eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă în continuare. La revedere! Vremea nu se schimbă esențial, cer variabil în toată țara, anunță meteorologii. La Chișinău și Boelți vor fi 9 grade, iar la Briceni cu un grad mai puțin. 9 grade sunt prognozate la Soroca, Florești și Reușeni. Maximele la Orhei și Dubăsari vor fi de 9 grade, iar la Ungheni cu un grad mai mult. La Tiraspol vor fi 9 grade, în sud la Comrat 10, iar la Cahul 11 grade Celsius. Urmează prognoza pentru alte capitale, posomorât la București și 11 grade, la Kiev 6, iar la Moscova 3 grade cu plus. Ploi la Londra și Paris, în termometre 12 și respectiv 13 grade, la Madrid 16. Va ploua la Roma cu 16 grade în termometre, la Berlin 10 grade, posibil să plouă, iar la Atena 19 grade Celsius. Acest program